orice pasiune, hobby vă sugerează imaginea dată. Răspundeți oral și centralizați pe tablă variantele. Realizați o hartă a ideilor desprinse din textul audiat. Prezentați semnificația globală a textului. Prezentarea opțiunilor și a preferințelor. Susținerea preferinței se poate realiza prin prezentarea unor fapte sau unor sentimente. Așadar, acestea aparțin sferei realului, fiind fapte sau adevăruri, respectiv preferabilului, fiind valori sau ierarhii. Identificați o preferință, opțiune a lui Radu Afrim, așa cum reiese din interviu. Precizați sfera căreia îi aparține preferința, opțiunea selectată. Spor la lucru tuturor!